În satul Cepaev, care era unul Drochia, atmosfera este tristă. Case fără stăpân, drumuri înămolite, iar cei rămași încearcă să țină și ei cum pot piept greutăților. La cei 38 de ani, Natalia Pânzar a adunat multe dezamăgiri și dureri sufletești, care nu mai pot fi tămăduite. Este mama a 5 copii și deja bunică a 2 nepoți, iar la mijlocul iernii va aduce pe lume încă o fetiță. Victoria este sprijinul de nădejde al mamei. S-a maturizat mult prea devreme pentru că soarta a fost dură și cu ea. Poate am o greșeală că chinui fata mai mare, Vica, care rămâne cu copii și eu mă duc să fac 200 de lei pe zi, să retrețin pe dânși, să hrănesc, să aibă picenie, să aibă bumbani, că toți copii. Mult timp am trăit în altă parte. Dar ne-am dispărțit cu bărbatul și am venit înapoi la mamă. O adevărată dramă este viața acestei mame. Oleg, fiul mult așteptat, s-a născut sănătos, dar a fost traumatizat pe când avea 8 luni. 11 ani eu n-am avut copii și ne-am licuit și am născut băiet. Ne-am bucurat că avem un băiet după fată. Avea 8 luni când el a început a merge și ne-a chemat pe noi la privică. Vaccin, să facem vaccin. Ministrau și ei care au luat să facă vaccin, au scăpat copilul jos. Și copilul atunci a cicat în comă. 8 luni noi am stat în comă. Eram la Chișinău, la botanică, mama și copilul. După și ea, pește 8 luni, el a venit în șire și ea ca așa. Mai mult nu putem face nimic. Medicii au depistat 4 fracturi ale coloanei vertebrale, dar orice tip de tratament administrat îi înrăutățește în continuare starea. Au fost și dintre cei care au sfătuit-o să apeleze la o injecție letală, ce i-ar fi încheiat suferințele copilului pentru totdeauna. Greu de imaginat ce a simțit inima ei de mamă. Fata mai mare, Raia, o zis că mama, cum ați putem, bunica nu a vrut că să ducă el de la noi. Cât are zile, să trăiască cu noi și de atâta noi nu dăm nicăieri. Eu ca mama, eu tot n-ați pot trăi fără dânsul. Văcuța pe care o au le asigură existența împovărată. Mulțumesc lor din orașul Drochia, primărie, care ne-a ajutat domnul Tudor. Ne-a dat 9.000 și noi am cumpărat vaca. Condițiile de viață ale copiilor erau mult mai bune înainte, dar după ce tatăl lor a renunțat la ei, mama Natalia, însărcinată cu mezinul Tristan, a fost nevoită să revină în satul de Baștină. Când am mutat aici, la dânsul Mântuitet. Și mulțumesc lor că ei nu mă obișnuiesc. Sunt de mamă. Numai iar greu lor. Te-ți au bunic, te-ți au tate, te-ți au și trebuie. Natalia este recunoscătoare a autorităților pentru ajutorul oferit. Situația lor financiară oricum este una precară, iar copiii nu au nici strictul necesar. Dorințe la noi mai mari, la mine și la copiii și la soțul ăsta care am cu mine. Noi grămedim bani că să luăm o casă în altă parte, ori în sat mai aproape la oraș, ori tiert în oraș, dacă ne ajută Dumnezeu pentru viitorul la copii. În casă nu au nici loc suficient unde să-i culce pe cei mici. Are mare noroc de Ion, care i-a propus Nataliei să formeze un cuplu. Familia s-a mărit, au crescut și grijile. L-au luat cu ei și pe tatăl bolnav al bărbatului cu care trăiește acum. Copiii își respectă părinții, iar ei muncesc cu ziua și încearcă să le creeze condiții cât de cât mai bune. Copilul e cea mai главное, dar acolo măcar nu e nevă. Abdeam e nevă, dacă să aici. Toți iubiți în egală măsură. Nu, da. La mine este tot una. Din puținul care îl au, acești oameni se încumetă să-și crească copiii fără ca să plece în lumea mare și să-i lase în grija cui s-o nimeri. Vedem că e perioada răși. Am luat o scurtă și la una și la alta. Am luat niște păpușei să aibă măcar. Victoria, fetița mai mare, nu le cere nimic. Doar le mulțumește părinților și o ajută pe mama așa cum poate, după vârstă și puteri. Eu, mama, am luat vara la lucru, dar eu ședem cu copii și spăl pusul câteodată, fac curat. Când, dacă mama e rău, e scucă și dau apă, fac ceai, hrănesc pe Olega, toată seara când mă culc, e că spun tatăl nostru și mă culc, da. Și ce te rogi tu la Dumnezeu? Mă rog să mama și e sănătoasă, să vie sora mea, să și bălești ca lângă noi și bătăt ghine.
Familia Pânzar trăiește doar cu gândul la Dumnezeu și cu speranța unor zile mai bune. Cei care nu au rămas indiferenți la această istorie de viață pot să-i ajute. Pentru informații suplimentare, adresați-vă la AgroTV, care se află pe șoseaua Hâncești 38B, sau telefonați la numărul 068-200-844. Când ești bine intenționat, nu este greu să vii cuiva în ajutor.